Ai avut ieri proces de judecată la apel. Care dosare? Da, cu amenda, cu contravenția, cu domnul Brăgoi, Andrei. Cu calomnierea avocatului care trebuia să fie plătit de stat să-ți cere bani, da? Da, da, da. Și ce-o zis în stat? Amintește-mi ce-o zis judecătoria Căușeni. Mi-am anulat amenda. Anulat amenda, dar cât era? 2000 de lei sau cât era? 1000 de lei? 2400. Oho, ok, o anulat-o și ce-o zis curtea de apel? Cum a fost ieri ședința? Ieri a fost data de 12 martie, am fost la Chișinău la ședința, s-a început la orele 10. Eu am fost mai înainte la Chișinău, am făcut cunoștință cu avocata mea și am făcut-o cunoscută cu materialele mele. L-a judecat domnul Brăgoi și constatorul, nu, au, constatatorul nu au venit, Decencu Eduard. Agentul constatator, nu. Polițist și ăla care scria calomnie, da? Da, 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 Decencu Eduard și domnul Brăgoi Andrei nu au venit de la judecat. În schimb erai dumneata cu avocat, înțeleg tot de stat, plătită de stat, da? Da, da. Și judecătorul ne-a întrebat, mergem înainte fără dânsii, ori amânăm. Avocata era pregătită bine și mergem înainte fără dânsii. Pentru că dumneata vii de la Căușeni, te costă o grămadă drumul, îți dai seama. Așa e argumentat, probabil. Da, da. Și au acceptat. Și am spus că mergem înainte fără dânsii. Și avocata a citit acolo ce a avut-o de citit și judecătorul a spus să stăm la pronunțare. Noi am așteptat și ei au hotărât, au citit, anulat, irevocabil. Perfect, felicitări. Deci ai scăpat de amenda de 2400 de lei. 400 de lei, da, da. Și ai demonstrat că ai dreptul să îl critici pe avocat, chiar dacă el fost procuror și îl cheamă Brăgoi. Și că polițistul Diacencu e cam ignorant și incapabil să facă un proces verbal care să rămână în picioare. De asta nici nu s-a prezentat el la ședință, că n-avea argumente. Da, da. Eu îi mulțumesc din suflet doamnei avocate mele, Aurelia Mărzenco, îi doresc succese mari în viitor. Dar și cel de la Căușeni? Și cel de la Căușeni parcă formal te-a apărat și iată instanța ți-a dat câștig de cauză, dar de așa nu zici nimic și atât nu-ți place de celălalt avocat. Da, și la toți care m-au ajutat. Și totodată știe. Da, mulțumesc. Da, dosarul penal cu accidentul și cu fata vătămată, ce se mai întâmplă? S-a amânat. Și da, s-a amânat pe 24 martie. Mm-hmm. Ultima dată a fost în februarie, îmi pare, cu ședință. Da, și a început, audiază. Da. Pe dumneata, pe martori, da? Sau nu au găsit martora? Da, da, a fost și martora. Pe el încă nu l-au audiat, da? Pe cum îl cheamă, Gogu? Nu, și-au amânat că domnul avocatul inculpatului a spus că vrea să mai vorbească cu inculpatul și de atât au amânat. O trecut doamna Ioan de zile și nu a avut timp ca să vorbească. Deci e posibil acum, pe 24 martie, chiar să fie și sentința, da? Dacă da. L-audiază și pe el, a terminat tot materialele dosarului. Da, e posibil, da. Procurorul încă nu a vorbit, nu a spus cât cere pedeapsa. Nu, procurorul m-a întrebat pe mine ce pedeapsă idee, mai blândă, mai aspră sau muncă remunerabilă. Neremunerată în folosul societății, da. Da, am spus ce prevede legea, da. Și mă întreabă pe mine judecătoarea, eu nu știu. Deci avocatul te-a întrebat, procurorul te-a întrebat sau judecătoarea te-a întrebat asta? Asta judecătoarea m-a întrebat.
Ciudat. judecătoarea. De, a, în Da. sens când te-au audiat ca succesor sau cumva reprezentanta părții vietnamite, da? Da. Ok, sper să facă dreptate, să fie pedepsit și acela pentru accident iresponsabil. Da, bine. Ținem E legătura. rău. Da, mulțumesc pentru interviu și mulțumesc pentru relatările de la Căușeni, că iată, filmez recent. Ultima dată a fost un protest, se pare că duminica trecută. Mulțumim pentru Da. imagini, ne bucurăm că ești activă, implicată. Ți-ai mai găsit de lucru sau tot șomezi? Nu, tot sunt șomer încă. Și stai cu copiii, da. Ia cam Asta așa. e situația. Ținem Da. legătura. Te invităm, dacă Mulțumesc. tot ai timp liber, dacă tot ești în carantină, să te implici în viața publică, eventual devenind membru Hyde Park. Bine, mulțumesc. Mulțumesc. Sănătate. O seară bună.